AGVPS Suceava, condusă de Nicolae Goicea, a emis permise de vânătoare, carnete de membru și adeverințe în baza unor falsuri grosolane. Este vorba de peste 20 de documente oficiale, iar constatarea a fost mai întâi a procurorilor care au închetat cazul, după care și trei instanțe de judecată au confirmat că permisele de vânătoare și alte documente au fost emise ilegal și au dispus anularea acestora definitiv și irevocabil. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au demarat din 2008 o anchetă penală care a vizat numeroase persoane. Membrii ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, dar și din conducere, după ce s-au adunat date despre permise de vânătoare eliberate ilegal. Printre cei învinuiți în dosar a fost și Nicolae Goicea, președintele AGFPS Suceava, care a fost cercetat pentru infracțiunile de fals intelectual și eliberarea de permise de vânătoare în alte condiții decât cele stabilite de lege. Faptele au vizat perioada 2003-2007, iar finalizarea anchetei în 2012 s-a constatat că acestea erau deja prescrise. În aceste Condiții procurorii le-au aplicat celor vizați amenzi între 500 și 1000 de lei. Deși faptele penale s-au prescris, asta nu înseamnă că ele nu au existat, astfel că procurorii au solicitat în 2012 anularea tuturor documentelor emise în fals. Procesul a început la Judecătoria Suceava, a trecut pe la Tribunal și s-a încheiat în luna aprilie 2015 la Curtea de Apel Suceava. Toate instanțele au confirmat manevrele ilegale în baza cărora unele persoane au primit permise de vânătoare fără a da examen de loc ori fără a face pregătirea practică obligatorie, adică orele de tragere la poligon. Ancheta procurorilor a reliefat că AJVPS Suceava a eliberat permise de vânătoare și carnete de membru pentru trei persoane pe numele cărora nu au fost întocmite dosare de candidat și care nu au susținut examenul pentru obținerea permiselor de vânătoare. Alți doi candidați au avut dosar de candidat, dar nu au susținut niciodată examenul. Au stabilit procurorii în cadrul anchetei, toate aceste nereguli fiind confirmate de martori, dar și de lipsa documentelor justificative. Alte opt persoane au dat examen și l-au promovat în perioada 2005-2007, însă aveau la dosar documente care atestau în fals că au participat la acțiuni de pregătire teoretică și practică organizate de asociația vânătorească. Așadar, permisele s-au obținut cu multă lejeritate, trecând peste etapele prevăzute de lege. Cel mai grav din această situație este că există posibilitatea ca oameni care nu știau să folosească o armă să fi devenit vânători cu acte în regulă. Din actele și lucrările dosarului de urmărire penală rezultă că unii dintre învinuiții cercetați în cauză au promovat examenul pentru obținerea permisului de vânătoare în condițiile în care la dosarul de candidat se aflau documente întocmite în fals, care atestau faptul că au efectuat o perioadă de stagiu. O ședință de tragere cu arma la vânătoare la punct fix și la talere în poligon a rezultat din anchetă. Contactat telefonic, Nicolae Goicea nu a vrut să comenteze situația.